Astăzi o să vă învăț cum puteți să faceți și voi glitch-uri cu scaffolding de pe Minecraft pe care l-a făcut și Dream în Manhunt-ul lui de pe YouTube. Deci practic tot ce trebuie să facem ca să facem acest glitch să funcționeze, venim la penultimul scaffolding de aici și spamăm și încercăm să dăm click dreapta cât mai repede posibil până apare o chestie din asta. Practic, toți playerii de pe server sau de unde te joci tu nu văd chestia asta, doar tu cel care ai făcut glitch-ul ăsta. Și acum practic tu poți să mergi cu ăsta la infinit, dar trebuie să ai grijă să nu cazi de pe el. Deci va trebui să înveți să mergi pe el cât mai repede. Și ca să resetezi aceste scaffolding-uri, că la un moment dat cred că o să rămâi fără, tot ce trebuie să faci este să arunci unul pe jos și el se resetează, pentru că practic ăsta este un bloc fantomă. Deși tu stai practic pe blocul ăsta, dar el teoretic este un bloc fantomă. Și cam atâta, adică cam asta ar fi toată chestia. Dacă ți-a plăcut, dă și tu un like și un follow dacă ești nou pe aici.